Câteva sute de persoane s-au adunat astăzi în fața catedralei din Drobeta Turnu Severin pentru a participa la slujba de bobotează. Evenimentul s-a desfășurat diferit față de ceilalți ani din cauza pandemiei de COVID-19. Doamne, miluiește! Pandemia a schimbat tradițiile și în Mehedinți, la fel ca în toată țara, ziua de bobotează s-a desfășurat diferit față de anii trecuți din pricina coronavirusului. Pentru a evita o posibilă îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, credincioșii au fost obligați să îndeplinească restricțiile impuse. Pe întreg parcursul slujbei, atât jandarmii cât și reprezentanții ai bisericii s-au asigurat de respectarea acestora. Am ascultat puțin acolo la slujbă și vreau să iau și eu apă sfințită. Da, aștept și eu aici, să vedem cum se procedează. Întotdeauna veneam că am pe Sfântul Ion și eu veneam și luam a doua zi apă. Dar acum nu pot să mai cobor eu acolo jos la Sfințenie, îmi trimine poata. Și am zis că acum să iau eu apă de aici, fiindcă stă lumea aici. Dar era, nu era aglomerație, cum văd în alte părți. Nu știu, la noi întotdeauna a fost bine aici în Severin. Nu a fost o aglomerație, nu s-au bătut, cum țipat. La noi întotdeauna a fost liniște aici. Ca în fiecare an, veni și luăm apă sfințită. Adică eu iau de la mai multe biserici. Iau și de la ortodox, eu sunt ortodox, iau și de la catolici, dar acolo așa e duminică, ca să vă spun. Acolo e duminică slujba. De la ora 10 și iau și... Deci eu sunt ortodoxă, dar iau din la mai multe biserici apă. Marea ceremonie de bobotează nu s-a mai organizat prin deplasările până la Dunăre, până la fântâni sau până la râuri. Sfințirea apei aghiazmei mari s-a săvârșit doar în sfintele biserici, iar credincioșii au primit aghiazma îmbuteliată în sticle. N-am avut gerul boboteze prin razele acestea de soare. Ne-am bucurat la acest praznic împărătesc. Cu ochii minții noastre îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos venind la râul Iordanului. El a fost fără de păcat. Până la vârsta de 30 de ani a stat în casa teslarului împreună cu mama sa, a bătrânului Iosif. La râul Iordanului s-a arătat lumii. Ne arată și nouă zmerenia. El a împlinit rânduielile vremii sale. Și noi venim aici la Iordan, metaforic vorbind, biserica este un Iordan, unde și noi aici, prin taina spovedanie, după ce ne-am botezat, în numele Sfintei Trăimi, avem posibilitate să ne curățim de păcate, repet, prin taina pocăinței, asemenea oamenilor din toate categoriile sociale care veneau la Sfântul Ioan să se boteze. Credincioșii speră că după ce va trece pandemia, ne vom întoarce la tradițiile noastre milenare.